Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu în cazul femeii ce a fost găsită moartă în curtea spitalului de psihiatrie Alexandru Bregia din București. Avocatul poporului efectuează demersuri în cazul unei femei de 63 de ani internată la spitalul clinic de psihiatrie profesor dr. Alexandru Bregia, dată dispărută de către familie din data de 2 august, găsită moartă miercuri în curtea unității medicale. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a articolelor 22, 34 și 50 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, dreptul la ocrotirea sănătății și protecția persoanelor cu handicap, a transmis avocatul poporului. Nici familia și nici medicii nu au mai știut nimic de femeie din data de 2 august când a dispărut până în data de 8 august când aceasta a fost descoperită decedată în curtea spitalului. Polițiștii și procurorii bucureșteni au deschis un dosar de moarte suspect în cazul femeii pentru a afla exact împrejurările în care a murit aceasta.